Orașul Brătienilor va trece pe energie regenerabilă după ce membrii familiei Brătianu au devenit eoliene de la atâtea învârtit în morminte la vederea ceea ce a devenit orașul Ștefănești. Mai pe scurt, o groapă de gunoi. Fără asfalt, cu gropi umplute doar când plouă sau ninge, fără trotoare și fără multe altele, acum urbea boierilor Golești și Brătieni s-a transformat în groapă de gunoi. În zona sticlelor și a gării s-au descoperit containere cu gunoi aduse de la Sibiu și depozitate fără ca nimeni să știe de existența lor. Nimeni din conducerea primăriei orașului, cel puțin oficial, n-a știut de existența lor. Nici măcar cine știe ce amendă nu le pot da, pentru că s-a stabilit prin Consiliul Local sume între 500 și 1500 de lei. I-am chemat dimineață pe cei care dețin firma respectivă acolo și i-am rugat să intre în legalitate, pentru că aviz din partea primăriei mei printr-o hotărâre de Consiliul Local, eliberăm avize, acorduri, mai bine zis, pentru toate firmele care sunt, pentru toți agenții de economici care sunt pe raza orașului Ștefănești. Dumnealor i-am invitat din 2017 să vină să depună documentația și să intre în... Până acum au fost făcute verificări acolo? De către primărie? Din moment ce le-am trimis adrese, da. Am înțeles că în ultimele două săptămâni. O cantitate așa mare? Sunt niște containere. Dar dumnealor spun că nu sunt deșeuri periculoase, că sunt deșeuri nepericuloase, că este plastic, este hârtie, este vată de sticlă, tot felul de plastice. La rândul lor, cei de la Garda de Mediu ne-au declarat. Autorizația este din 2014. Și din 2014 și până în 2018 a fost vreodată verificat de Garda de Mediu? Și ce ați constatat atunci? Dar nu au fost nici probleme, nu sunt probleme deocamdată. Și ceea ce verificăm acum, verificăm și veți avea o rezultat în urma controlului care se va face. După ce terminăm, vă vom anunța. Între timp, proprietarul containerelor a strâns pe timpul nopții și a făcut tot gunoiul dispărut de pe spațiul public. Rămâne acum să justifice cum stau lucrurile cu deșeurile depozitate și pe strada sticlelor, în condiții improprii, pe o proprietate privată.